Oamenii caută cu disperare fericirea și împlinirea pe acest pământ. Unii cred că adevărata fericire și împlinire este să ai putere, să ai bogăție, să ai, posezi lucruri materiale, să ai bani, un nume bun, însă adevărata fericire este să îl asculți pe Dumnezeu și să-ți păzești inima. Un gând rău care pătrunde în inimă va crea un sentiment, iar sentimentul acela va crea o faptă. Dumnezeu vrea ca să semănăm în interiorul inimii noastre gânduri bune. Atunci când un gând rău intră în inima noastră, el va deveni o faptă rea. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Păzește-ți inima mai mult ca orice, căci din ea ies izvoarele vieții.